Bărbatul care ar fi înjunghiat și incendiat pasnicul unei baze sportive din Mamaia a fost prins. Cel ucis era socrul unui cunoscut avocat din județ, care deținea și clubul, spun surse din anchetă. Cercetările au fost preluate de procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța acum. Suspectul are 69 de ani și a fost reținut pentru 24 de ore. Cu toate detaliile despre ceea ce s-a întâmplat, vine colega mea Cătălina Buzoianu. Cătălina, bine te-am regăsit. Care sunt informațiile? Bun găsit tuturor! Individul a fost reținut în noaptea trecută și ridicat chiar din locuința apăsată de către polițiști. Aceștia au audiat în cursul după-amiezii de ieri mai mulți martori, au vizionat și imaginile de pe camerele de supraveghere și în acest fel au reușit să ajungă la principalul suspect în câteva ore de la producerea crimei. Individul luat la întrebări și-a recunoscut faptele, a spus că a avut conflicte verbale cu victima în zilele de luni și marți, când aceasta din urmă l-ar fi gonit din zona în care el își făcea veacul și ca să-i dea o lecție în noaptea de marți spre miercuri a mers în zona, a intrat în ghereta în care se afla victima, a înjunghiat-o, iar mai apoi, ca să-și acopere faptele, i-a dat foc și s-a făcut nevăzut. Acum el este reținut pentru 24 de ore, iar în această după-amiază va fi prezentat în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru săvârșirea infracțiunii de omor. Dacă va fi găsit vinovat, riscă până la 20 de ani de închisoare.